Și aș fi vrut să adresez ideea aceasta că nu sunt bani, pentru că li s-a spus în repetate rânduri, nu sunt bani. Dar ce să vezi, că domnul Marcel Ciolacu astăzi mai anunța un lucru pe Facebook, scheme de ajutor de stat de 2,2 miliarde de lei pentru 19 firme. Și când zic ajutor de stat, trebuie să înțeleagă lumea, nu este de stat, ele de la contribuabil. Deci sunt 2,2 miliarde de lei 100% din banii contribuabilor, nu sunt fonduri europene, care se vor duce pentru 19 firme. Atenție, deci nu poți să le spui oamenilor nu sunt bani și să tot te lăfăi în alte lucruri, pentru că ei au spus, a, la primari am putut să dăm că e încă puțin, sumele forfetare ale parlamentarilor le-am crescut, dar sunt încă puțin. Și toate lucrurile acestea, de fapt, sunt multe creșteri pe care le-au făcut, chiar și domnul Iohannis se plimbă, nu? Un avion de lux, adică nu dă impresia unui stat care chiar este chibzuit cu cheltuiala și care chiar vrea să reducă. Și atunci, în momentul în care vin profesorii aceștia și cer și ei niște lefuri decente, că nu cer niște lefuri astronomice, m-am uitat la revendicări, le-ați văzut și dumneavoastră, le-ați prezentat și dumneavoastră, li se zice lor că nu sunt bani, în schimb. Ceea ce este aberant, pentru că vezi că sunt bani pentru toate celelalte categorii, sunt bani pentru toți ceilalți. Au crescut săptămâna trecută cu 15% salariile în administrație.